La punctul de trecere a frontierei Calafat s-au prezentat pe sensul de intrare în țară ca pasager în trenul care circula pe ruta Sofia Craiova trei persoane, două femei și un bărbat. Acestea au prezentat la control cărți de identitate cu însemnele autorităților italiene. Cu ocazia verificării documentelor, polițiștii de frontieră români și bulgari au constatat că documentele prezentate erau false. S-a stabilit că femeile sunt din Maroc, iar bărbatul este cetățean sirian și au vârste cuprinse între 21 și 30. 6 de ani. Aceștia au declarat că au procurat cărțile de identitate din Bulgaria de la o persoană a cărei identitate nu o cunosc, contra sumei de 4.000 de euro. Cu actele procurate intenționau să ajungă în Italia. Polițiștii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză, iar conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei, acestea au fost preluate de către autoritățile bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.